sunt într-o oarecare grabă, tocmai de aceea am decis să fac această descriere din mers. Mă grăbesc să mă duc către parc, fiindcă vreau să fac un antrenament cu Paul Dordea. Joi, astăzi e marți apropo, joi vreau să merg în vacanță, am concediul pentru mine, tocmai ce începe vara, așa că vei vedea și câteva vloguri de acolo. Cât despre acest video, vreau să fac o rețetă de somon în crustă de pâine integrală, o rețetă cu roșii la cuptor, o rețetă mai light, mai ușoară, de vară aș putea spune, chiar dacă s-a terminat, așa că nu mai lungesc foarte mult, fiindcă mă grăbesc. Despre asta va fi vorba în acest videoclip. Prima și prima oară vreau să pregătesc crusta pentru somon. Eu am folosit o pâine Graham, dar poți la fel de simplu să folosești o pâine neagră sau oricare altă pâine integrală care este pe placul tău. Pentru a crea o textură cât mai fină, eu am îndepărtat și coaja. Am folosit 3 felii de pâine pe care le-am tocat foarte mărunte. Am așezat într-un bol pentru a putea fi incorporate și alte ingrediente. Am ras foarte subțire coaja de o lămâie. Am adăugat și piper proaspăt măcinat, dar poți să folosești și piperul praf. Puțin ulei de măsline și amestec totul bine. Roșiile pe care le vezi sunt roșii primite de la bunica și cred că este ușor să dai seama că sunt roșii de grădină. O roșie de grădină tot timpul o să aibă imperfecțiuni când vine vorba de exterior și când vine vorba de estetic, dar când vine vorba de interior, atunci totul se schimbă. Eu le-am tăiat foarte simplu, felii cât mai zdravene. În cazul în care nu ai niște roșii de calitate, poți la fel de simplu să folosești roșii cherry. Lângă roșii vreau să fac și câteva crutoane, pentru asta am tăiat 2 felii de pâine cu bulețe puțin mai mari. Am așezat roșiile într-un bol, sare, crutoane, puțin ulei de măsline. Am preferat și un ardei iute, 2 căței de usturoi zdrobiți cu podul palmei. Amestec totul foarte bine și de aici este totul pregătit să intre în tavă. Peste fileul de somon am presărat puțină sare, după care am așezat pâinea pregătită mai devreme, care se va transforma într-o crustă. În aceeași tavă am așezat și roșiile condimentate. De preferat este ca pâinea să nu fie așezată sub roșii, în felul acesta cubulețele vor fi și ele crocante. Peste am stropit cu câteva picături de oțet balsamic. În acest punct totul este gata, trebuie doar băgat în cuptor. Între 15 și 16 minute, 200 de grade, este suficient pentru ca totul să fie gătit foarte bine. Totul este gata, se pregătește foarte ușor, este foarte gustos și îți vei da seama inclusiv după mirosul foarte plăcut din cuptor. Cam atât pentru acest video, nu uita să lași un comentariu mai jos, nu uita să te abonezi. Pentru data viitoare am pregătit un vlog din vacanță cu foarte multe cadre, așa că te aștept cu drag pe data viitoare.